Probabil că într-o seară ca și aceasta, așa cum suntem noi acum, obosiți și pregătiți să ne odihnim, a fost Solomon când a scris, sau Moise când a scris Psalmul 90 și vorbea despre viață care este doar trudă și durere. Uitați-vă la un animal. De când se naște până moare, este folosit de om și exploatat. Uitați-vă la un tractor sau la o mașină. Proprietarul o cumpără ca să o folosească și să o exploateze. Singura ființă care este o excepție, care știe să se închine, care știe să verbalizeze, care știe să iubească, este omul. Speranța lui trece dincolo de viață. Trece dincolo de viața umană și biologică. Ce-am fi dacă totul s-ar termina la mormânt? Lucru cu care ne putem mândri este truda și durerea. Spitalizările, întristările, dezamăgirile. Vedeți de ce este omul nefericit? Pentru că se înțepenește ca cineva care încearcă să treacă și rămâne acolo înțepenit. Se înțepenește în dureri și în necazuri. Și nu-și face timp să-și ridice privirea înspre Dumnezeu și să-și aducă aminte că El e din neam de Dumnezeu. Că El are o perspectivă care trece dincolo de planeta Pământ, dincolo de sănătate, dincolo de bani și dincolo de succes. Ferice de oamenii care gândesc în dimensiunea aceasta. Ei sunt fericiți pentru că au nădejde în împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Frați și surori, o să deschidem din nou Biblia, Cartea lui Dumnezeu, acest izvor nesecat de încurajare, de mângâiere și învățătură. Și în seara aceasta o să citim din Luca, capitolul 5, un text destul de cunoscut, dar cu multă învățătură pentru generația noastră. În cinstea Domnului, vă rog frumos să vă ridicați, o să citim despre pescuirea minunată din capitolul 5, dar ca să facă mai mult sens pentru noi, o să citim o parte din context, adică capitolul 4 de la versetul 31. Luca 4 cu 31 și o să citim până la capitolul 5, versetul 11. S-a coborât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Ei erau uimiți de învățătura lui, pentru că vorbea cu putere. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care a strigat cu glas tare: Ah, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și i-a zis: Taci și ieși afară din omul acesta. Și dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit afară din el fără să-i facă vreun rău. Toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții: Ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și ele ies afară. Și i s-a dus vestea în toate împrejurimile. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-au rugat pentru ea. El s-a plecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. La asfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi atinși de felurite boli îi aduceau la el. El își punea mâinile peste fiecare din ei și îi vindeca. Din mulți ieșeau și draci care strigau și ziceau: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dar el îi mustra și nu îi lăsa să vorbească, pentru că știau că el este Hristosul. Când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-l caute în toate părțile și au ajuns până la el. Voiau să-l oprească să nu plece de la ei. Dar el le-a zis: Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis, și propovăduia în sinagogile Galilei. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzeau norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două cărăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie.
Când a început să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus i-a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Mulțumesc frumos, scumpii mei, vă invit cu respect să vă reașezați. În seara aceasta o să rostesc o predică pe care am intitulat-o Pescuirea ratată sau pescuirea minunată. Am citit în mod intenționat pasajul de dinaintea întâmplării pescuirii minunate ca să pun în evidență faptul că în textul cu pescuirea Domnul Iisus de dimineață se întâlnește cu pescarii care pescuiseră toată noaptea, fără să prindă nimic, și îi provoacă să continuă să pescuiască. Am citit intenționat contextul ca să vedeți ce a făcut Domnul în noaptea de dinainte, noapte în care Petru și fiii lui Zebedei, care au fost împreună și au pescuit, probabil ajutați și de alți tovarăși de pescuire, nu au prins nimic. Ce au făcut ei toată noaptea? Au încercat să pescuiască, n-au pescuit din hobby, ci din meserie. Asta era meseria lor, ei trăiau din asta. Observați, vă rog, ce spune Scriptura că a făcut Domnul Iisus seara la asfințitul soarelui, toți cei ce erau bolnavi, atinși de felurite boli, îi aduceau la el. Domnul a avut o întâlnire cu oamenii din zonă seara, deși toată ziua s-a întâlnit cu ei, dar seara s-a dus vestea că a făcut multe minuni și toți cei care aveau pe cineva bolnav, nenorocit, îndrăcit, ducându-se vestea din gură în gură, spre seară toți au venit la el și el i-a vindecat pe toți și i-a exorcizat, i-a eliberat de demoni. Apoi, nu știm cât de mult a dormit, dar mult n-a dormit, dacă seara până târziu a făcut lucrul acesta, și Scriptura ne spune că atunci când s-a crăpat de ziua, s-a dus singur într-un loc pustiu. Când a dormit, dacă s-a culcat târziu și s-a trezit de vreme? Dacă s-a culcat târziu din cauza oamenilor, pentru că nu și-a permis să-i trimit acasă cu problema nerezolvată, de ce s-a mai trezit de vreme? Pentru că n-a mai fost oameni care să-l silească să se trezească. De culcat târziu s-a culcat silit, că au fost mulți oameni, dar de trezit de vreme s-a trezit din proprie inițiativă. Ce fel de inițiativă a fost asta? Câți dintre noi, atunci când ne culcăm târziu, presați de serviciile noastre, de necazurile noastre, de nevoile noastre, ne permitem să ne trezim dimineața de vreme, dar nu pentru asta, ci pentru rugăciune. Observați că minunile le făceam public, dar puterea de care avea nevoie o lua singur. Sunt două cuvinte aici, asupra cărora aș vrea să zăvovesc un pic. Singur și pustie. Singur și pustie. Nu prea cred în puternicirea zilnică atunci când suntem înconjurați de oameni, deși de multe ori suntem atinși de Domnul în mijlocul fraților.
Însă, uitați-vă dumneavoastră în Scriptură și încercați să identificați când Domnul s-a trezit de dimineață și a mai luat pe cineva cu el. În afară de rugăciunea pe care a făcut-o în grădina Ghețimani, în săptămâna mare, înainte de patimile sale, când a mai luat el pe cineva să se roage împreună cu el? De ce se ruga singur? De ce spune el în învățătura sa, intră în cămeruța ta, nu a voastră? Nu intrați, nu vorbește la plural. Intră în cămeruța ta, închide ușa după tine, nu după voi. De ce practică el disciplinele spirituale în singurătate și de ce sfătuiește pentru asta? De ce ne este mai greu să ne rugăm singuri decât împreună cu alții? Pentru că avem multă putere spirituală? Pentru că avem discipline spirituale pe care le exersăm o viață și care ne este ușor să le exersăm? Sau pentru că avem nevoie de compania altora cu care să ne încurajăm? Nu uitați aceste două cuvinte care definesc secretul puterii Domnului Iisus: singur și în pustie. Textul pe care l-am citit ne prezintă o minune pe care Mântuitorul Hristos a făcut-o în prezența ucenicilor, în domeniul pescuitului, care era specialitatea nu a lui, ci a lor. Tatăl său nu a fost pescar, a fost tâmplar. Asta nu înseamnă că Domnul nu a fi pescuit în copilărie, în tinerețe, nu știm, foarte probabil că da. Dar observați, vă rog, că Domnul Iisus le dă o pildă, le dă o lecție de viață ucenicilor în specialitatea lor, ca altfel lecția de viață n-ar fi prins. Ideea centrală a textului arată că specialitatea noastră este egală cu zero. Expresia lui Cornilescu este nimic. Este egală cu nimic în absența lui Dumnezeu. Și noi ne uităm după specialiști. Nu vorbim acum de viața laică, unde căutăm specialiști pentru toate dimensiunile vieții. Ne uităm pentru lucrurile duhovnicești, căutăm specialiști în muzică, dacă pot să spun așa, specialiști în predicare, specialiști în scriere, specialiști în toate domeniile. Și ne bazăm pe competența lor, competență pe care au câștigat-o în relația cu oamenii și din studiu. Sigur că ea poate fi coroborată, amestecată cu daruri pe care ei le au. Dar uitați-vă, vă rog frumos, cât de valoroasă este specialitatea acestor oameni, care foarte probabil că erau foarte experimentați, făceau asta de fiecare dată ca să-și câștige pâinea și pur și simplu, în ciuda performanței lor profesionale, în absența Domnului, ei nu prind nici măcar un pește de poftă. Și exact în ziua falimentului lor, Domnul Iisus Hristos merge la ei. Și că au prins și că n-au prins, trebuia să-și spele mrejele de iarbă, de noroi și de tot felul de alte lucruri de care s-au murdărit sau s-au agățat în apă. Și își curățau mrejele pentru o nouă etapă de pescuire, probabil în noaptea care urma. Și Domnul Iisus Hristos intervine în peisaj împreună cu oameni mulți care îl urmau. Și uitați-vă, rog frumos, ce se întâmplă. Eșecul din absența lui Dumnezeu. Aceasta este marea realitate care generează frică. Știți de fapt ce este frica? Frica este reacția noastră la teama că nu vom reuși să ne împlinim nevoile. Oamenilor le este frică pentru că se tem că nu vor reuși să-și împlinească nevoile care le au. Pentru că ei caută să-și împlinească nevoile cu surse din jurul lor, nu cu surse din interiorul lor. Și uitați-vă, vă rog, ce s-a întâmplat. Eșecul din absența lui Dumnezeu. Oamenii aceștia care erau specialiști în pescuit nu prind niciun pește. O noapte întreagă nu au prins nimic. Iar dimineața, când erau foarte obosiți și probabil că ar fi trebuit să meargă acasă,
Domnul Iisus le cere să continue să pescuiască. Nu știm dacă pescarii aveau respect pentru Mântuitorul la momentul acela, uitându-se la el ca la un specialist în pescuit. Nu știm asta. Însă, observați, vă rog, că Petru îi explică umilit Domnului: ne-am trudit toată noaptea și n-am prins nimic. Două cuvinte la care să ne uităm: trudă și nimic. Niciunul dintre noi nu se trudește pentru nimic. Ne trudim pentru ceva. Ne trudim pentru succes, ne trudim pentru performanță, ne trudim pentru bani, ne trudim pentru faimă, ne trudim pentru achiziții de tot felul. Fiecare dintre noi, ori de câte ori se trudește, are în minte un câștig. Chiar dacă nu e material, câștigul poate fi emoțional, câștigul poate fi intelectual, câștigul poate fi legat de reputație, dar are în minte un câștig. Observați că oamenii ăștia s-au trudit pentru nimic. Aceasta este definiția eșecului din absența lui Dumnezeu. Aminteam în introducerea predicii mele despre concluzia unuia dintre cei mai înțelepți oameni care au călcat vreodată în praful acestei planete. Spre bătrânețe, probabil obosit și el ca noi într-o seară ca aceasta, nu mai vede nimic, nu mai vede tronul, nu mai vede înțelepciunea, nu mai vede succesul. Singurul lucru pe care îl vede este goana după vânt, truda zilnică. Al doilea lucru pe care îl vedem în textul acesta este angajamentul ascultării de Dumnezeu. Petru, deși era dezamăgit, la sugestia Mântuitorului își propune să mai arunce încă o dată mrejele. Și observați ce îl motivează pe el, se simte obligat. Zice: la cuvântul tău o să mai arunc o dată mrejele. La cuvântul tău o să acționez, la cuvântul tău o să mă duc, la cuvântul tău o să fac efort. Frați și surori, omul ăsta încă nu era convertit, dar cuvântul lui Dumnezeu pentru el a fost suficient ca să se întoarcă în eșecul lui și să mai încerce o dată. De câte ori o fi încercat în timpul nopții? De vreo 2-3 ori? De vreo 10-15 ori? Nici nu mă pricep la treaba asta și Biblia nu spune, dar într-o noapte a încercat de multe ori. Și la cuvântul Domnului a mai încercat odată. Era destul de supărat, de obosit, de amărât și acum cineva care nu-i pescar îi spune să facă asta încă o dată. Și el spune: la cuvântul tău o să mai mă duc încă o dată. Vreți, vă rog frumos, să facem o aplicație practică și să vă gândiți la faptul că sunt oameni ai lui Dumnezeu, sau mai bine zis, sunt oameni din adunare care la cuvântul lui Dumnezeu nu vor să se mai ducă încă o dată. Spun: m-am săturat, eu nu mai mă duc, mie nu mai îmi trebuie, să se ducă și altul, mai lăsați-mă în pace, m-am săturat de voi, destul, și nu se mai duc încă o dată. Omul ăsta încă nu era mântuit și la cuvântul lui Dumnezeu s-a mai dus o dată. Cât de obosit trebuie să fii, cât de supărat trebuie să fii, cât de gol de Dumnezeu trebuie să fii, la cuvântul lui Dumnezeu să nu vrei să te mai duci încă o dată. De ce? N-are nicio importanță. Există justificare atunci când nu te duci? Nu. Un om nemântuit, obosit, dezamăgit, rușinat de insuccesul meseriei lui, se mai duce odată doar la cuvântul Domnului. Cât de important a fost cuvântul Domnului pentru simplu pescar din Galileea. Înainte să fie apostolul Pavel, un simplu pescar din Galileea a considerat cuvântul Domnului. Cât de credincios este un credincios care nu consideră cuvântul lui Dumnezeu, care așa de stăpân se simte pe situație încât își permite să-l înfrunte pe Domnul și să nu-l asculte, invocând, ca și Petru, care ar fi putut să invoce oboseala, dezamăgirea, faptul că peștele nu trage, dacă îmi permite să folosesc un jargon specific pescarilor, dar el nu a folosit nimic din scuzele acestea și s-a dus la cuvântul Domnului. Lasă-mă să te întreb, mai înseamnă ceva pentru dumneata cuvântul Domnului? Lasă-mă să repet,
Mai înseamnă ceva pentru noi cuvântul Domnului? Datorită credinței noastre în El și a respectului nostru față de El, mai ne simțim obligați de cuvântul Lui, motivați de cuvântul Lui, trimiși de cuvântul Lui, onorați de cuvântul Lui? Mai simțim că asta e un har, nu o corvoadă? N-ar putea Dumnezeu să trimită pe altul și să nu mă bage pe mine în seamă? Ba da, în lumea asta sunt foarte mulți oameni mult mai deștepți decât mine, mai tineri, mai pregătiți. De ce sunt oamenii tentați să piardă percepția duhovnicească că e o onoare la cuvântul Domnului să faci un lucru? Pentru că atunci când la cuvântul Lui faci ceva, Dumnezeu vede și Dumnezeu binecuvintează. Dumnezeu răsplătește și Dumnezeu dă har. Cât de rău trebuie să ajungă un om să refuze, să-și întoarcă spatele și să se urce într-un vapor care duce într-o altă direcție. Priviți, vă rog, ce se întâmplă. În aceeași noapte, de pe aceeași corabie, cu aceleași mreje, în timp ce toată noaptea, în absența Domnului, n-au prins nimic, acum, în prezența Domnului, prind atâția pești, încât nu mai încap într-o singură corabie. Erau în aceeași apă. Erau de pe aceeași corabie. Aceleași mreje, aceiași oameni, aceeași tehnologie de a arunca. Doamne, unde au fost peștii azi noapte? Le-am spus să plece. De ce? Ca să vă dau o lecție. De ce au venit acum? Pentru că i-am chemat. De ce? Ca să vă dau o lecție. V-ați gândit vreodată că Dumnezeu vorbește cu peștii când mergem la pescuit? Că vorbește cu lucrurile în timp ce noi le folosim? Că vorbește cu fenomenele naturii care ne ajută sau ne stau împotrivă ca să ne dea lecții de viață? V-ați gândit vreodată în felul ăsta duhovnicesc? Sau ne gândim la lucrurile care ne înconjoară doar din punct de vedere fizic și poate chiar științific? De pe aceeași corabie, goală pușcă, dimineața în prezența Domnului a fost plină ochi. Cât de mare diferență face prezența Lui. Când El vine, cu El vin toți peștii. Când El vine, cu El vine sănătatea, vine pacea, vine bucuria, vine liniștea. Lucruri pe care ai încercat să le furi, să minți ca să le ai, sau să folosești alte metode care te-au afundat și mai tare și te-au făcut să te simți și mai singur și mai părăsit. De ce pierd oamenii care îl cunosc pe El din vedere adevărul, ascultarea, respectul, închinarea, subordonarea? Cât de mult îl cunosc ei pe El, dacă își permit să-L nesocotească? Este cineva aici care a venit vreodată la mine și i-am spus cu indiferență, nu vreau? S-ar putea să fie, dar dacă totuși e cineva, nu-ți mulți. Nu cred că este, dar dacă totuși s-a întâmplat, nu-ți mulți. Și să-i spui Domnului, cu vorba sau cu fapta, nu vreau? Cât de jos ar trebui să fii ca să ajungi aici? În timp ce în ziua necazului nădăjduiești în bunătatea lui Dumnezeu. Și ceea ce e surprinzător este că ne face parte de ea. În ciuda lipselor noastre de merit. Observați că Petru se angajează să-L urmeze pe Domnul. A treia idee importantă pe care o găsim în text
este faptul că ei experimentează miracolul. Uitați-vă, vă rog, experimentează puterea lui Dumnezeu. I-a apucat spaima. Fraților, lucru care ne lipsește este că nu ne mai apucă spaima. Suntem curajoși, stăpâm pe situație, dominăm, controlăm și nu ne mai apucă spaima. Din ce în ce mai mult, pe oamenii lui Dumnezeu îi părăsește spaima, îi părăsește teama de Domnul, îi părăsește respectul de Dumnezeu. S-a obișnuit așa de mult cu locul ăsta încât se simt mai confortabil în adunare decât la ei acasă. Și nu mai au percepția că sunt în casa lui Dumnezeu. Atât de tare ne-am obișnuit cu acest loc încât noi nu-l mai vedem ca și casa lui Dumnezeu, unde ar trebui să ne fie teamă, unde ar trebui să experimentăm spaina, mirarea aceasta dusă la sublim, să ne simțim extrem de impresionați. Trăim în mijlocul unui obișnuit dureros, în mijlocul unei rutine plictisitoare. Să simți că te curentează și nu mai poți să-ți tragi sufletul. Atât de departe este zona unde trăim, încât ne permitem să fim fără grijă, fără teamă și fără spaimă. Noi asta numim confort. Dacă ăsta este confortul, atunci confortul ăsta este bun doar pentru trup, pentru firea pământească. Dar pentru omul din lăuntru e o mare nenorocire. Pentru că ne face să ne simțim importanți, dominanți, capabili, în stare să. Nu mai avem sentimentul acela al copleșirii. Uitați-vă, vă rog, aici. Când a văzut Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus. Când? Nu în timpul nopții când a pescuit. Atunci a mai aruncat odată. Dar când a văzut lucrul ăsta, pur și simplu s-a prăbușit. Atunci și-a dat seama cine este el, specialistul cu barca goală. Specialistul cu barca goală. Și și-a dat seama cine este Hristos, Dumnezeul care i-a umplut barca cu pește. S-a aruncat la picioarele lui. Ăsta este un gest disperat, dar este amestecat și cu închinare, cu spaimă, cu măreție, cu mirare, cu sublim, cu frumusețe. S-a aruncat la picioarele lui. Puteți un pic să vă imaginați cam ce s-a întâmplat în sufletul lui când s-a aruncat? Ce a simțit? Cam cât te ține un astfel de simțământ? Cam în ce fel te transformă? Cam ce lecție de viață îți dă în momentul în care îți trece prin inimă ca un curent? Ce ar trebui să facem ca să pur și simplu să ne simțim în stare să ne aruncăm la picioarele Domnului? Suntem așa de decenți, aproape prea decenți. Ne este rușine să ieșim în față. Noi nu suntem genul de oameni care ieșim în față. Noi suntem echilibrați. Noi suntem în control. Noi suntem pe val. Noi nu ieșim în față. Noi nu avem motive să ieșim în față. Noi nu. Ce rost are să ieșim în față? Nu suntem în niciun necaz. Suntem în control. Petru a fost o noapte întreagă în control. Și când i s-a umplut a doua zi barca cu pește, pur și simplu n-a mai putut. A uitat de tot și a făcut ce a simțit în suflet. A sărit la picioarele străinului din Nazaret, la picioarele galileanului. Și știți ce a spus? Pleacă de la mine, că nu te merit. Nu-mi pot permite să stau în prezența ta. Tu nu ești om.
Tu ești mai mult decât un om. Tu ești Dumnezeu. Dacă ai fi om, n-ai fi putut să faci lucrul ăsta. Că noi am fost mulți și am fost de meserie. Și n-am avut nimic în barcă decât un pic de apă și mrejile murdare. Niște specialiști cu barca goală. Tu nu ești om, nu mai sta aici că mă faci să mă simt vinovat. Frații mei, când ajungem la starea asta? La starea asta în care ne vedem micimea, inferioritatea, goliciunea, lipsa de profesionalism, nu în meseriile noastre, că acolo ne pricepem, ci în lucrurile sfinte, mici, 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 dar cu o părere mare. Părerea n-are nicio importanță că e un cec scris fără să existe bani în bancă. Ceea ce are importanță este ce simți în mod real. Știți ce i-a spus Domnului? Nu pot să stau lângă tine. Nu pot, simt că mă topesc, mă simt mizerabil, rău, mă simt netremnic, nenorocit, orb, sărac și gol. Du-te de la mine! Ai venit să-mi aduci aminte de nenorocirea din viața mea? Ai venit să-mi arăți cine sunt? Câtă umilință, câtă smerenie, câtă frângere, câtă suferință, câtă conștientizare l-a marcat simțământul ăsta, l-a marcat percepția asta, gândul ăsta, l-a marcat. Doamne, pleacă de la mine, nu merit nimic. Pe ce se bazează afișarea noastră? Pe ce se bazează meritele noastre? Pe ce? Oameni buni, este o greșeală. Este o mare greșeală. Este o greșeală istorică și fatală. Noi suntem niște oameni mici, iar El este un Dumnezeu infinit. Diferența dintre aceste două entități ar trebui să fie acoperită de rușine, de simplitate, de modestie, de respect și de umilință. Și în fiecare dimineață să le mai punem încă o dată în noi, că de felul nostru nu ne trebuie lucrurile astea, trebuie să facem efort ca să fim așa. De felul nostru suntem răi și tentați să ne mândrim. Apoi, Petru acceptă o altă perspectivă a vieții. Uitați-vă la Domnul, când le vorbește oamenilor, spune depărtează puțin. Când vorbește ucenicilor, spune depărtează-o la adânc. Sesizați diferența? Uitați-vă în text. Când a predicat oamenilor, îi spune lui Petru, depărtează puțin, doar puțin, omule. Dar după ce a terminat de predicat mulțimii, de la puțin depărtat de țărm, spune, acum depărtează-o la adânc, că vreau să vă vorbesc vouă. Voi urmează să deveniți diferit de ce vor deveni mulțimea aceasta de oameni. Voi trebuie să treceți prin experiențe care vă vor marca mai mult decât i-a marcat experiența puțin depărtată a corabiei de la țărm. Cu voi am o lucrare diferită de făcut. Duceți-o la adânc. La adânc există risc, există osteneală, există angajament, există efort, dar cineva trebuie să și-l asume. Cineva trebuie să și-l asume. Lecția aceasta este o lecție complexă, profundă. Aș vrea să închei spunând doar faptul că Domnul folosește orice împrejurare ca să învețe pe oameni. Pentru că totul depinde de următorul adevăr. Cine este Dumnezeu pentru mine? Pentru că atunci când îl văd pe Dumnezeu și îl cunosc ca pe unul care poruncește vântului, ploii, focului, avioanelor, vapoarelor, oamenilor, guvernelor, poliției, armatei, emigrationului, care are control peste tot, când așa îl știi pe Dumnezeu, o să fii liber și nu o să te mai temi.
Pentru că nu cauți soluții la problemele dumitale în afară. Afară sunt multe condiții, ci înăuntru, unde există o singură condiție. Crede și pocăiește-te. Haideți să ne ridicăm la rugăciunea.